Hambal Club Zală, obosită probabil după lungul drum spre mare, a reușit să înscrie primul gol după mai bine de 10 minute de joc, când scorul era 5 la 0 pentru gazde. Încet, încet, sălăgencele au revenit și au reușit chiar egalare la 9, dar la vestiare tot gazdele au intrat în avantaj, 11 la 10. A doua repriză a fost și mai modestă în goluri marcate pentru sălăgence, gazdele din Constanța reușind să mențină diferența de 3-4 goluri pe tabelă până la fluierul final al brigăzii de arbitri, Adrian Remia și Anton Drăgănescu, ambii din Gorj. Scor final 21 la 16. Deși a pierdut, Hamal Club Zalău rămâne pe locul 6, poziție vizată și de CSM București. Pentru HC Zalău au jucat Mihaela Mureșan, Adina Mureșan, Loredana Pera cu 9 goluri marcate 1 din 7 metri, Georgiana Ciuciulete, 2 goluri, Carmina Bădiță, 2 goluri, Marina Constantinescu, un gol marcat, Andrada Trif, un gol, Valentina Bardac, un gol, Andrada Pop, Eliza Cicic, Ana Maria Șomoi, Valeria Motogna, Florina Ciobanu și Florina Țurcaș, antrenor Gheorghe Tadici.